dat seama că este... M-am găsit aici la un episod în care o să zic ceva despre melodia fraților Gogan. Nu merge. Să mai încercăm o dată melodia fraților Gogan. Nu merge. Să mai încercăm încă o dată și acum ar trebui să meargă melodia fraților Gogan. Stricați generație. Like. Da, băieți, știu, ăsta a fost cel mai retardel intro, dar eu sunt Flavie și bine v-am găsit aici la un episod în care o să reacționez la videoclipul fraților, surorilor Gogan, să fim sinceri, surori Gogan. În primul rând, mă uitam acolo deoarece mă loghez pentru YouTube, pentru că pregătesc un mare video și aici apare Social Blade-ul, dar nu o să ghiciți de ce, pentru că mă pregătesc să înregistrez momentul în care să facem 800 de subs. Se va întâmpla în curând, am dat share la toate persoanele cunoscute și da, nu este vorba despre canalul meu. Andra Gogan și fratele ei, surora ei, surioara ei, Răzvana Gogan, s-au luat de Shelly, bă, Shelly de Shelaru, și de Mimi. Nu fiu eu cel mai prietenos cu Mimi sau cu Shelly. Dar mi se par niște youtuberi de calitate și de treabă. Nu ca Fratiso. Adică Fratiso care îi de câteva zile pe YouTube. Cu aia m-a ajutat Vlad Munteanu, ce tare! Mie nu m-a ajutat nimeni, să fiu sincer. Și da, mie nu-mi convine să vorbești de alți vloggeri și tu uitându-te la tine. Am auzit din discuție lui Shelaru că tu l-ai chemat pe White Coffee ca să-ți filmeze un întreg serial How to Become Popular in High School Summer Edition. L-ai pus pe omul ăla are potențial. Știu, am luat chestia asta de la Shelly. De la Shelaru. Shelly, viața mea. Da, în fine. Și da. Bă, băieți, cam atât și cu părerea mea. Mi-am făcut Flavie și noi ne auzim data viitoare.